Pasajul Unirii din București parcă este blestemat. Un nou accident a avut loc seara trecută, iar șoferul vinovat a fugit de la fața locului. Din cauza vitezei excesive, mașina acestuia s-a izbit cu putere de perete. Acum primarul sectorului 4 a precizat că primăria îi va face plângere penală românului fugar. Din imaginile surprinse pe camerele de supraveghere, se observă cum șoferul vinovat intră cu viteză în interiorul pasajului unde mai multe mașini se aflau în coloană. Conștient de viteza excesivă, trage de volan pentru a nu intra în mașina din față și se izbește cu autoturismul de perete, blocând circulația. Din fericire, în urma impactului nu au fost înregistrate victime, însă șoferul vinovat a fugit de la fața locului. Cel care a făcut imaginile publice a fost primarul sectorului 4, Daniel Băluță, care a precizat că primăria va face plângere penală șoferului pentru distrugere. Goana nu-l va ajuta însă deloc, întrucât accidentul a fost filmat, iar imediat după ce poliția rutieră îl va identifica, îi vom face o plângere penală pentru distrugere. De asemenea, cheltuielile de refacere a elementelor distrusei vor fi imputate. Nu vom accepta nicio abatere, nu vom trece cu vederea nicio distrugere produsă pasajului Unirii sau oricărui alt obiectiv de investiții al comunității sectorului 4, indiferent de valoarea acestuia sau de modul în care este produsă, a transmis Daniel Băluță. După ce a fost renovat în această vară și redeschis și circulației rutiere pe 5 septembrie, problemele s-au ținut în lanț în pasajul Unirii. Autocare, camioane și tiruri au distrus limitatorul de înălțime sau au rămas blocate în pasaj. De asemenea, un grav accident a avut loc la mijlocul lunii octombrie, când o mașină a luat foc în interiorul acestuia. Flăcările au izbucnit de sub motorul mașinii. În autoturism se aflau 3 adulți și un copil mic. Aproximativ 100 de persoane au fost surprinse în pasaj în momentul izbucnirii incendiului.